Prefectura Sălaj a anunțat ieri locațiile în care sălăjenii își pot sacrifica în condiții igienico-sanitare corespunzătoare miei pentru masa de Paște. Cei care doresc să aibă pe masa de Paști friptură de miel proaspăt își pot sacrifica animalele la 3 societăți din județ, anunțate ieri de prefectul Sălajului Alexandru Veg. Eu am atras atenția celor care fac parte din această comisie de verificare să încerce să ajungă la toate magazinele mari în privința verificării produselor și chiar atrag atenția comercianților să nu încerce să pună pe rafturi produse expirate sau produse în curs de expirare sau să modifice termenele de Pentru zona Zalăului, punctul de sacrificare a fost stabilit la abatorul Ovicarm, pentru Șimleu la SC Siciliana, SRL din localitate, iar pentru Jibou la SC Cerespan, SRL. În plus, la Ovicarm sunt amenajate în curte și spații speciale pentru proprietarii de oi care își pot aștepta acolo clienți.